Despre mântuire nu vorbește decât creștinismul în mod satisfăcător. Religiile orientale, religiile păgâne, care nu cunosc un Dumnezeu personal și care socotesc că după ce omul sfârșește viața de aici, se scufundă într-o esență inconștientă. Nu pot vorbi de mântuire și nici nu vorbesc de mântuire. A nu mai fi însemnează a nu te mântui. Ce bucurie mai ai dacă nu ești conștient după ce treci de aici? Și ce viață mai ai? Încât ideea de mântuire e proprie religiilor personaliste care cunosc un Dumnezeu personal. O au și iudeii pentru că cunosc un Dumnezeu personal, o au și mohamedanii pentru că și ei cunosc un Dumnezeu personal, dar înțelesul cel mai deplin al mântuirii nu-l are decât creștinismul, pentru că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu adevărat, pentru că este un Dumnezeu al iubirii, pentru că nu e o singură persoană care nu iubește pe nimeni, ci este un tată, un fiu și ei se iubesc și un Duh Sfânt de care se bucură fiecare pentru că stă alături cu el în iubirea față de celălalt. Dumnezeul creștin, Dumnezeul Sfintei Treimi este Dumnezeul adevăratei mântuiri și numai El ne poate da și nouă ca persoane o viață după moarte și o viață fericită, împlinită prin iubirea care de la El vine și la noi. Deci, numai creștinismul dă un sens vieții pământești. Știm pentru ce trăim. Trăim ca să ajungem la o viață după moarte, o viață fericită. Dacă nu mai ai nimic după viața de aici, atunci nu este mântuire. Și celelalte religii nu pot vorbi de o mântuire. Și ce sens are atunci viața? Numai dacă ne putem bucura de o mântuire, adică dacă nu dispărem total din existență după viața aceasta, numai atunci viața aici pe pământ are un sens. De aceea, în Noul Testament se identifică de foarte multe ori mântuirea cu viața de veci. Astfel, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, verset 17, se spune că așa a iubit Dumnezeu lumea, că și pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață de veci. Deci asta e mântuirea. Atunci când mori, ci să treci la viața de veci. Că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci l-a trimis ca să se mântuiască prin El, adică să aibă viață de veci. Dar în mod special, Ortodoxia accentuează caracterul acesta și scopul acesta al credinței, mântuirea. De aceea, ortodoxii și catolicii, să zicem, numesc pe Iisus Hristos și mântuitor, mântuitorul. N-am auzit grupurile neoprotestante sau sectare să-i spună mântuitorul. Pentru că nu-l socotesc în mod hotărât Dumnezeu, ci doar un proroc oarecare, de aceea nici nu-i spun Hristos, ci numai Iisus, nume care l-au avut și alte personalități în Vechiul Testament. Ori numai dacă El este Dumnezeu sau Hristos, El ne poate mântui. Numai dacă e Fiul lui Dumnezeu, El însuși. Și învățătura noastră este că însuși Fiul lui Dumnezeu a fost trimis de Tatăl Său în lume ca să ia și față de om, să ia și fire omenească, ca să se împrățească cu noi fără să înceteze să fie Dumnezeu, ca în unire cu El să căpătăm și noi calitatea de frați ai Lui, frați ai Fiului Dumnezeu și fii ai Tatălui Ceresc, să intrăm în această relație de iubire a Sfintei Treimi. El a venit, Fiul lui Dumnezeu, aici, s-a făcut om, s-a împrățit cu noi, ne-a împrățit pe El cu El, ne-a făcut frații ai Lui,
ca să ne iubească și pe noi Tatălui cum îl iubește pe El. Ca să fim și noi fii ai Tatălui Ceresc. Să ne bucurăm de toată iubirea de care se bucură El. Să ne bucurăm de iubirea Lui de frate, să ne bucurăm de iubirea Lui Dumnezeu de Tată. Mântuirea constă în viața de veci a noastră, în viața de veci plină de fericirea pe care nu avem aici. Viața de veci în care înaintăm la nesfârșit în iubirea Lui Dumnezeu. Că niciodată nu putem ajunge să cuprindem toată iubirea câte ne arată Dumnezeu. Iisus Hristos este numit de aceea Mântuitorul. În Epistola către Filipeni, capitolul 3, verset 20, se spune: noi nu avem cetate stătătoare aici pe pământ, avem cetate stătătoare în cer, acolo e viața noastră neîncetată, veșnică. Aici e trecătoare. De aceea așteptăm din cer Mântuitor. Și acesta este Iisus Hristos. Deci, mântuirea este o iubire nesfârșită a Lui Dumnezeu față de noi. O iubire deplină a Lui Dumnezeu față de noi. Ne umple pe toți de iubire față de El, dar făcându-ne frați ai Lui și fii ai același Tată Ceresc, ne dă și puterea să ne iubim pe noi înșine. Aceasta e mântuirea. Fericirea veșnică de care ne vom bucura, iubiți de fratele nostru, Fiul lui Dumnezeu și de Tatăl nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și aici noi trebuie să ne pregătim pentru aceasta, că dacă nu ne pregătim și noi ca să dobândim această iubire și ca să putem să arătăm și noi această iubire, atunci cum vom putea fi duși cu sila la mântuire? Viața aceasta pământească este o viață în care trebuie să ne pregătim pentru fericirea veșnică, deci pentru mântuire. Numai așa capătă viața un sens.